Acum ne vedem cu colegii la USR și vedem după discuții cum mergem mai departe. Sunt de mintea să le dați aceleași ministere, să nu mai fiți premier. Veți accepta acest lucru? Dar de ce această întrebare? Până la urmă este o discuție, mergem acolo, discutăm principii, vedem ce au de spus și colegii noștri. Este clar un pas important făcut din partea noastră. Sunt câteva lucrurile de la care nu abdicăm. În primul rând avem un program de guvernare foarte important. PNR-ul este deja negociat, toate principiile liberale sunt pe masă, restul discutăm. Dar ați accepta aceiași miniștri care au fost demiși de dumneavoastră într-un viitor guvern? Mergem să discutăm în acest moment și după aceea vedem concluzia după ce discutăm. Matematic are șanse să treacă de Parlament o coaliție cu USR, având în vedere că au... Da, dar eu aș vrea să calculați matematica și veți vedea că avem cel puțin, avem votul necesar pentru acest trece acest guvern, de aceea mergem să discutăm cu colegii noștri. Veți discuta apoi și cu Partidul Social Democrat? Așa cum am spus, bineînțeles, discutăm și cu ei, dar cu același mandat. Avem obiective clare în programul de guvernare de la care nu abdicăm. Am negociat cu Comisia Europeană reforme clare de la care nu abdicăm. Nu vom permite nicio fel de formă de populism care să aduce în aer stabilitatea financiară a României. Avem acolo lucruri foarte clare pe care vom negocia. Am spus foarte clar că mergem cu mandat de guvernare în jurul Partidului Național Liberal, ceea ce înseamnă premier de la Partidul Național Liberal. În acest moment sunteți dispus să acceptați varianta ca USR să își păstreze la guvernare miniștri pe care au avut și în cabinetul dumneavoastră sau ar trebui să schimbe toate? Putem să vorbim aceste lucruri după ce avem discuția cu colegii de la USR. Da? Vom avea un rezultat după aceste negocieri sau vă așteptați să dureze mai mult? Trebuie să dureze exact cât este nevoie pentru a avea o stabilitate și un guvern care să treacă România prin această perioadă. Ați discutat cu președintele Klaus Iohannis? Am discutat și cu președintele Klaus Iohannis. Și ce v-a transmis? Susține această variantă? Știți foarte bine că nu vă spun ce discut cu domnul președinte.